Salutare! Eu sunt Rița Marițan, iar eu sunt Colorici, de la trupa muzicală Colorici. Și astăzi vom picta dovleci. Ești pregătită? Ești pregătită să fac un dovleac mai frumos decât al tău? Nu, sunt pregătită să fac un dovleac mai frumos decât al tău. Bine. Eu cred că amândoi or să fie frumoși. Ok, perfect. Începem pe locuri, fiți gata, start! Aici am făcut o față și o să-i mai fac o față și pe partea asta. Este foarte înfricoșător! Uite, și fac una veselă. Eu am terminat. Și eu mai am foarte puțin. Și aici. Și aici. Îi chemăm pe Super DJ și pe Rici? Îi chemăm? Da! Rici! Super DJ! Haideți repede, repede, repede! Salutare! Salutare! Deci, noi am pictat niște dovlecei, adică niște bostani sau niște pumpkin în engleză, așa. Unul este al meu și unul este al Coloricei Colorici. Și vreau să ne spuneți care vi se pare mai frumos, frumos pictat. Sau mai înfricoșător. Sau mai înfricoșător sau Băi, hai să ne hotărâm, votăm care e mai frumos. Care e mai frumos? De acord? Care e mai frumos, după care este mai înfricoșător. De acord. Și care este cel mai interesant. Bună! De acord? Mă duc să duc asta la bunicuța repede, repede, repede și vin. Care este mai frumos? Eu aleg ca și asta. Ca și frumusețe, eu îl aleg pe acesta. Pe acela? Da. Ca... pare mai înfricoșător. Păi da, da, acum votăm frumusețea, nu înfricoș. Acum este unul la unul. Care este cel mai înfricoșător? Care? Păi stai, uite, el a votat fricoșător, tu ai votat frumusețea și acum amândoi cred că trebuie să vă hotărâți. Care e mai interesant, ca să vedem cine mai câștigă. Care e mai interesant, da. Deci ne uităm și la detalii. Da. Care este mai interesant? Hai să vedem. Eu zic că mai interesant este tot acesta.
eu cumva le-aș da egalitate. Egalitate zici? Da. Egalitate? De ce? Bine. Să mă mai gândesc. Acum ar trebui să ghiciți care cui a cui este. Care al cui este? Da. Eu nu pot să ghicesc. Este imposibil. Eu pot să-mi dau, cred că am o mică idee. Dacă, doar cred dacă ne uităm la acesta, cred că acesta este al Riței Mariței. Așa, și acela fi. Și acesta este al Coloricei. De ce crezi asta? De ce cred? Păi pentru că acesta este mai înfricoșător, iar acesta este mai lând, mai drăgălaș. Și ce, eu sunt mai înfricoșătoare? Nu, doar că tu faci sport. Dacă eu fac sport? Și ești foarte antrenată la dar sport. Dar totuși, ai câștigat. Da. Cu ce am câștigat? Ai câștigat? Eu am fost egalitate. Deci o bombonică pentru ambele. Amândouă am câștigat o bombonică. Mulțumesc. Și dacă și vouă v-a plăcut cum am pictat Dovleci, puteți să faceți și voi asta acasă și să ne trimiteți fotografii pe Facebook sau pe Instagram la Colorici. Până atunci, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube Colorici! Ți-a plăcut povestea noastră și vrei să afli mai multe informații despre Colorici? Abonează-te la canalul nostru de YouTube. Te așteptăm pe Facebook, Instagram la Colorici. Poți să ne dai un like și un share. La revedere!